În ultimul weekend din octombrie, Bacăul a devenit centrul acvatic al țării. Aproximativ 350 de sportivi au notat pentru medalii și premii la Cupa Bacăului, competiție care în acest an a bifat cea de-a patra ediție. Concursul s-a desfășurat sâmbătă și duminică în trei reuniuni contra cronometru. A fost un concurs foarte greu în condițiile în care am avut cea mai numeroasă participare de până acum. Mă bucur că ne-am încadrat în timp și nu ne-am lungit prea tare cu reuniunile, lipsa unei tabele electronice reprezentând un dezavantaj în acest sens. Sper că toată lumea a plecat mulțumită, a declarat coordonatorul competiției, Ovidiu Galeru. Campionatul a cuprins 88 de probe, individual și ștafetă, la care au luat startul înotători cu vârste între 7 și 14 ani și mai mici, veniți din județele Constanța, Brăila, Galați, Cluj, Suceava și Neamț. Sportivii cu cele mai bune rezultate la fiecare categorie au primit Cupa Bacăului. Din cele 16 astfel de premii acordate de organizatori, 7 cupe au fost revendicate de sportivi de la cluburile băcăoane, SCM și CSM. Concursul este deosebit de bun, binevenit, cu participare largă din țară și apreciat nu numai de mine, ci de toți colegii mei care au venit la această competiție. Sunt foarte încântați de competiție, de bazin, de climat, de organizare, de Bacău. Bunișoare! Pentru cele 60 de locuri întâi din concursul individual s-a acordat câte un rucsac, alături de medalii și diplome. Ocupanții podiumurilor au primit totodată vouchere personalizate în valoare de 80, 50 și respectiv 30 de lei, prin intermediul cărora și-au achiziționat echipament sportiv de la o firmă specializată. Cupa Bacăului a fost organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Consiliul Local, CS Nautica și CSM Bacău 2010.